Sunt peste 3500 de îmbolnăviri de COVID raportate și 59 de noi decese. O localitate din Dâmbovița a intrat în carantină. Cel ce a fost până acum șeful Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este suspectat că s-a folosit de o diplomă de bacalaureat falsă pentru a-și construi o carieră. Iar sute de oameni au protestat la Iași în fața catedralei unde sunt moștele Sfintei Parascheva, revoltați de restricțiile de la pelerinaj. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! România depășește un nou prag al îmbolnăvirilor de COVID-19. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 3517 cazuri noi. După comuna Cuca din Galați, a intrat în carantină un sat din județul Dâmbovița, în urma unui focar în primărie. Oamenii din Dobra nu mai pot intra sau ieși decât cu justificări scrise. Coeficientul îmbolnăvirilor a crescut în toate județele, astfel că astăzi s-au decis noi restricții, fie în ceea ce privește școlile și grădinițele, fie restaurantele și cafenelele. Nu pot promergeți. La Ploiești. Nu s-a putut trece, pe aici este zona carantinată. O să vreau să-mi pace să găsiți altă rută. Nu, n-am știut. Satul Dobra din Dâmbovița e păzit zi și noapte de polițiști și jandarmi și nimeni nu poate intra sau ieși fără un motiv întemeiat și o declarație semnată. Noaptea, cei 1750 de localnici nu au voie să iasă din case, iar masca e obligatorie chiar și afară, în spațiile publice. Rata de infectare în satul Dobra este de 7,3 la 1000 de locuitori. Din acest motiv, autoritățile județene au luat decizia de urgență ca localitatea să intre în carantină, ceea ce înseamnă că cetățenii de aici s-au întors practic la obligațiile pe care le aveau în starea de urgență. Păstrăm regulile care s-au impus, distanțarea, masca, toate celelalte care sunt impuse. Și ca să mergeți la serviciu? Avem adeverința și ne deplasăm la serviciu și dacă strict serviciu și acasă... Boala a apărut chiar și în primărie. Au fost 17 persoane, un număr foarte mare de persoane fiind infectate în primăria localității Dobra. Riscul epidemiologiei fiind de o gravitate maximă în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare. Primarul actual a fost depistat pozitiv și internat la spital la boli infecțioase împreună cu secretarul comunei Dobra. Nu știm exact sursa. Presupunem că în cadrul satului probabil a fost cineva infectat în timpul alegerilor, deplasându-se prin localitate și la circa de la secția de votare. Și în primăria Iași există un focar de coronavirus. Primarul Mihai Chirica, un viceprimar și alți trei angajați au fost depistați pozitiv. M-am retras, m-am izolat, voi urma tratamentul și sigur că da, mă voi intra la muncă imediat ce lucrurile vor intra în normalitate. Se vede foarte clar, așa cum spuneam, și la locul de muncă și oriunde te poți infecta, de aceea trebuie să avem și mai multe grijă. S-au organizat comitete pentru situații de urgență în mai multe orașe. În Bacău s-a luat decizia închiderii tuturor școlilor și grădinițelor din oraș, iar la nivel de județ s-a impus purtarea măștii în toate locurile publice, inclusiv cele în aer liber. Au fost peste 3 la 1000 de locuitori și atunci am introdus și niște măsuri suplimentare doar pentru municipiul Bacău deocamdată. Unitățile de învățământ care vor efectua cursurile potrivit scenariului 3, adică în formatul online. În Cluj s-a decis închiderea restaurantelor și cafenelelor de interior și interzicerea evenimentelor de orice fel. Din toate anchetele pe care le avem, rezultă că foarte multe persoane s-au infectat participând la acest gen de evenimente fără respectarea măsurilor de protecție. Pe lângă capitală, județele Alba și Vâlcea au depășit coeficientul de 2 al infectărilor cumulate la 14 zile și raportate la 1000 de locuitori. Alte 9 județe au depășit pragul de 1,5. Este greu de crezut că nu vom ajunge la 5000 de cazuri noi de infecție pe zi, o spune chiar profesorul Alexandru Rafila, membru în Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății. Expertul este de părere că este iminentă o schimbare a strategiei de evaluare a bolnavilor cu SARS-CoV-2 și a unităților sanitare în care sunt. Totodată crede că oamenii ar trebui să meargă la serviciu după un orar decalat pentru a limita răspândirea noului coronavirus. România a depășit azi un total de 150.000 de cazuri la nivel național. Un medic ortoped în vârstă de 62 de ani de la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală și directorul Colegiului Mihai Eminescu din Suceava au fost răpuși de noul coronavirus. În total, de la începutul crizei sanitare s-au stins 5.358 de persoane. Lista deceselor va fi și mai lungă pe măsură ce numărul îmbolnăvirilor crește, spun experții în sănătate. Iar în acest moment vorbim de o transmitere comunitară extinsă. Prin urmare, autoritățile ar trebui să se gândească deja la aplicarea altor măsuri de restricție, susține Alexandru Rafila. Ar trebui să existe o
o discuție deschisă cu toți angajatorii, indiferent că sunt din zona publică sau din zona privată, de a reglementarea unor programe decalate, aglomerația să fie evitată, mai ales în orașele mari. Totodată va fi necesară și o schimbare a strategiei în sănătate. În prezent, legislația spune că o persoană diagnosticată cu SARS-CoV-2 trebuie să meargă într-o unitate sanitară pentru analize. Investigațiile se pot prelungi până la 48 de ore, timp în care aceasta rămâne internată. În ultima vreme, din cauza numărului mare de pacienți, unele spitale au rămas fără locuri, nu doar în secțiile de terapie intensivă, ci și în saloane. Tocmai de aceea, cred specialiștii, ar fi bine ca persoanele asimptomatice să fie monitorizate de acasă încă de la început, astfel încât să nu mai încarce sistemul de sănătate. În plus, trebuie foarte rapid identificate noi unități medicale unde ar putea fi la un moment dat internate persoanele infectate. În caz contrar, sistemul de sănătate riscă să se sufoce. Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban a fost azi într-o vizită la Direcția de Sănătate Publică București și a precizat că s-au făcut îmbunătățiri în sistem, astfel încât toți cei care au nevoie de sfaturi să intre mai ușor în contact cu inspectorii DSP. De astăzi a fost introdus un nou sistem de call center în care persoana care sună, dacă este pozitivă, trebuie să apese pe tasta 1 unde îi se pun la dispoziție informații, dacă este persoană de contact, de asemenea dacă are nevoie de decizia DSP-ului pentru obținerea concediului medical. Doar în ultimele 24 de ore, 1290 de persoane au sunat la Tel Verde pentru a cere informații. Alte 1980 au cerut sprijin de la ambulanță. Șeful Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a demisionat astăzi, la nicio lună după ce a fost numit în funcție de premierul Ludovic Orban. De dimineață, polițiști și procurori au descins în casa demnitarului din Râmnicu-Vâlcea într-o amplă operațiune judiciară. Laurențiu Baranga este bănuit că și-ar fi cumpărat o diplomă de bacalaureat falsă, care l-ar fi ajutat ulterior să dobândească studii superioare și să ocupe funcții importante. Vreme de 11 ani a fost șeful Oficiului Național pentru Informații Secrete. Numit în septembrie șef la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, chiar de șeful guvernului, Laurențiu Baranga s-a trezit de dimineață cu poliția la ușă. Un judecător a dat ordin ca apartamentul în care locuiește să fie percheziționat pentru că demnitarul este bănuit de o înșelăciune de proporții legată de cariera sa profesională. Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice susțin că persoana în cauză este cercetată pentru inducerea și menținerea în eroare a mai multor instituții publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate. Potrivit CV-ului său pe care l-a publicat de-a lungul anilor, Laurențiu Baranga ar fi absolvit studiile liceale în 1999, chiar aici la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Capitală. În realitate însă, bănuiesc procurorii, actualul șef al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nici măcar nu ar fi trecut prin această școală. Ba chiar, sunt ferm convinși că diploma sa de bacalaureat ar fi de fapt un document cât se poate de fals. Laurențiu Baranga avea 32 de ani când susține că a absolvit cu acte în regulă liceul. Cariera lui ar fi avut apoi o evoluție spectaculoasă. Asta și pentru că, potrivit aceluiași CV, ar fi urmat cursurile facultății de management, dar și unele postuniversitare, inclusiv la Academia de Poliție. În 2014, susțin anchetatorii, judecătoria sectorului 4 a condamnat o amplă rețea de falsificatori și tot atunci instanța a anulat sute de diplome, între care și diploma de bacalaureat al lui Laurențiu Baranga. Asta nu l-a împiedicat însă, susțin aceleași surse, să pună mâna ulterior și pe alte diplome universitare și postuniversitare. Ba chiar la un moment dat, Baranga a ajuns să predea la o universitate din Târgoviște. Înainte să devină șef plin peste una dintre cele mai importante instituții subordonate Ministerului Finanțelor, Laurențiu Baranga a fost vreme de 11 ani director adjunct al Oficiului Registrului Național pentru Informații Secrete de Stat, adică instituția care trebuia să-i verifice pe toți cei care primeau dreptul să acceseze informații clasificate, unele strict secrete. Scandalul iscat de ancheta deschisă de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și de Parchetul General l-a făcut însă pe Baranga să facă un pas înapoi. La câteva ore după ce polițiștii au descins în casă, Ministerul Finanțelor a anunțat că Baranga și-ar fi înaintat demisia din funcție încă de joi. Protagonistul scandalului nu a mai răspuns însă la telefon ca să comenteze acuzațiile. Am aplicat toate procedurile de evaluare a candidatului, nu am avut această informație legată de falsul în privința diplomelor. Și am înțeles că e vorba de toate diplomele.
Ancheta i-ar putea aduce lui Baranga o condamnare pentru înșelăciune, ba chiar și confiscarea tuturor sumelor de bani câștigate vreme de 20 de ani de la instituțiile care l-au numit în funcții de conducere și nu numai pe baza studiilor declarate. Deocamdată, doar două dintre ele cer înapoi peste 640.000 de lei. Până la o decizie definitivă de condamnare, Laurențiu Baranga se bucură însă de presumpția de nevinovăție. Sute de credincioși au protestat aseară la Iași față de interdicțiile impuse în pandemie și de restrângerea pelerinajului dedicat Sfintei Parascheva. Mesajul Mitropolitului Teofan al Moldovei a fost întărit printr-un comunicat oficial și de Patriarhul Daniel, care și-a exprimat speranța că autoritățile statului vor reveni cât mai curând asupra acestor măsuri, considerate de conducătorul Bisericii Ortodoxe drept excesive și discriminatorii. A fost chiar lefim Sfânta Biserică, auziți mai oameni buni. Peste 500 de credincioși s-au strâns aseară în fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei ca să protesteze că nu au acces în catedrală să se închine Sfintei Parascheva. Am venit să mă rog. Aveți totuși o pancardă? Mi-a dat-o cineva și sunt de acord cu ea. Înghesuiți umăr la umăr, foarte mulți fără mască de protecție pe față, oamenii au protestat pașnic. Nu este drept ceea ce au făcut. Țara și ăștia de la putere. Nu este corect. Am venit să protestăm pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva. M-am alăturat oamenilor, cu rugăciuni, cu mod pașnic, cum ni s-au cerut. Noi înțelegem supărarea lor și cu siguranță ne doare pe noi poate infinit mai mult decât îi doare pe cei care poate sunt mai departe de Catedrala Mitropolitană. Dar nu credem că aceasta este calea. Nu, armele noastre nu sunt manifestările. Patriarhul Daniel a transmis că interzicerea pelerinajului pentru credincioșii care nu locuiesc în Iași e o măsură discriminatorie și luată fără o consultare prealabilă cu Biserica Ortodoxă Română. Până acum, în cele trei zile de pelerinaj restricționat, puțin peste 2000 de credincioși au intrat în mitropolie. Preoții au decis să anuleze Calea Sfinților, procesiunea în care racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva era purtată de preoți și urmată de enoriași pe străzile principale ale Iașului. La ceremonie participau în mod normal 10.000 de oameni. Ar trebui să fie ridicate aceste interdicții? Ar trebui, pentru că se întâlnește toată lumea, nu mai noi de aici, și alții din... Că vin și stau la poartă acolo și așteaptă, că nu le dă drum. Au fost stabilite niște culoare speciale, că este foarte important ca ei să nu se intersecteze, vorbim aici de siguranța lor. Sfânta Parascheva este prăznuită pe 14 octombrie. Anul trecut până în ajun trecuseră pe la raclă 100.000 de oameni, iar de hram s-a înregistrat un record de peste 20.000 de pelerini care au participat împreună la slujbă. Urmărire periculoasă aseară pe străzile din Bacău. Polițiștii au încercat să oprească un autoturism care circula haotic, dar pentru că șoferul n-a tras pe dreapta, agenții au pornit în viteză în urmărirea lui. Într-o intersecție, fugarul a lovit puternic o mașină care circula regulamentar. Cei doi ocupanți nevinovați au fost răniți și transportați la spital. Acolo a ajuns și urmăritul, despre care polițiștii cred că ar fi fost drogat, dar nu pot confirma încă. Individul are 31 de ani și este acum cercetat pentru tentativă de omor. După 3 ani de haos și numeroase proteste ale medicilor veterinari, Parlamentul a adoptat în sfârșit noua lege a medicamentelor pentru animale. De acum înainte, micii producători particulari de carne, lapte și ouă, care vând și în piețe, trebuie să ceară rețete și să fie supravegheați de medicii veterinari dacă au nevoie de tratamente pentru animalele de la fermă. Vechea variantă a legii le-a permis să cumpere și să folosească, așa cum s-au priceput, inclusiv hormoni și antibiotice. Noua lege adoptată de Parlament acum câteva zile va limita drastic comerțul cu medicamente pentru animale. Practic, vânzarea și folosirea tratamentelor pentru animalele de fermă, dar și pentru cele de companie, se vor face doar în prezența, sub supravegherea și cu răspunderea veterinarului. Nimeni nu poate cuantifica însă efectele celor 3 ani de folosire necontrolată. Mai precis, în octombrie 2017, o ordonanță a dat mână liberă oricui să își deschidă în România farmacii pentru animale, fără a fi obligat să aibă în echipă un medic veterinar. Peste noapte au apărut peste 200 de magazine care vindeau chiar și hormoni deja interziși pe piața europeană, direct către proprietarii de animale. La câteva luni, doctorii au ieșit în stradă acuzând statul că pune în pericol sănătatea populației. Oficial, în România sunt 1.200.000 de gospodării în care se cresc păsări, porci și vite, fie pentru consumul familiei, fie pentru vânzarea la piață, ori către vecini și apropiați. Această categorie a avut posibilitatea să-și achiziționeze medicamente veterinare, să le administreze cum au considerat sau dacă au ținut cont de cel care i le-a vândut. Ce fel de medicamente au putut să le dea? Orice.
Deci, inclusiv antibiotici? Inclusiv antibiotici, antiparazitare, antiinflamatorii, hormoni. Tot mai mulți orășeni caută printre țărani surse de ouă, carne și lapte, așa zis bio. Plătesc de 2-3 ori mai mult decât costă produsele industriale, fără să știe că în ultimii ani acestea n-au fost supuse niciunui control veterinar. Luând un pui de țară de la piață în acești 3 ani, am fi avut garanția că este corect crescut? Atâta timp cât accesul liber la piața medicamentului și a substanțelor antibacteriene a fost posibil, nu avem cum să avem această garanție. Ce se întâmplă dacă un mic crescător de vaci le administrează acestora medicamente antimicrobiene, dar nu așteaptă perioada necesară ca substanțele chimice să iasă din sistemul animalului înainte de a vinde laptele? Ei bine, un copil care consumă acest lapte poate face intoxicații grave. Cât despre micile animale de companie, dacă primesc antibiotice cu o frecvență și într-o cantitate incorrectă, pot suferi un șoc anafilactic. Pe termen lung, câinele sau pisica vor dezvolta rezistență la acele tipuri de antibiotice. Interesant este că același fenomen se va întâmpla și cu stăpânul, deoarece trăind în același mediu, împart și aceeași floră bacteriană. Peste 700.000 de oameni mor anual datorită ineficacității tratamentelor cu cele mai bune antibiotice. De aceea salutăm modificarea legii. Noul regulament urmează să fie promulgat de președintele României. Un bărbat de 60 de ani a fost reținut de polițiști de la crimă organizată din Bihor pentru că ar fi folosit mai multe persoane la muncă fără forme legale. Începând cu vara anului 2018, bărbatul a recrutat direct sau prin intermediar cel puțin 6 persoane, inclusiv minori, susțin procurorii. I-ar fi adăpostit pe acești oameni sărmani într-o fermă. Le promitea cazare, masă și diverse sume de bani și le cerea să aibă grijă de animale, apoi le reținea actele de identitate. În final, după 5 percheziții, suspectul acuzat de trafic de persoane și trafic de minori a fost reținut. Provocare inedită în Parâng. 200 de sportivi și iubitori de mișcare au mers astăzi lângă Pătroșani și au încercat să-și depășească limitele și să ajungă în vârful muntelui înaintea telescaunului. În această cursă nebună, unii chiar au ieșit învingători și au bătut mașinăria cu aproape 4 minute. 3, 2, 1, bată! Startul a fost dat de celebrul ultramaratonist Tibiu Șeriu. Din cauza restricțiilor sanitare, organizatorii au limitat numărul participanților la 200. Mulți au avut emoții înainte de plecare, dar și-au făcut chiar strategii să întreacă telescaunul. Chiar pare foarte dificil, adică pare foarte abrupt. Nu știu dacă trebuie urcat chiar la deal sau drumul în zigzag. Prima și ultima, în general, dar la ultima deja ai picioarele amorțite și nu mai simți nicio durere. Ți-ai îmbunătățit timpul de la fiecare ediție? Da, da. Traseul a avut o lungime de 2,5 km, cu o diferență de nivel de 615 metri. Distanța este parcursă de telescaun în 25 de minute. Iar primul concurent care a ajuns în vârf este un fost sportiv de la Clubul Steaua, obișnuit cu astfel de competiții dificile. Eu sunt mulțumit. Dacă grăbeam un pic aici pasul, reușeam să bat și recordul. A fost infernal. Am tras de mine cât am putut. Felicitări pentru tot! Tuturor concurenților și organizatorilor. Foarte dificil! Foarte dificil! Vă mai băgați? Da, și la anul. Se vede că în țară concursurile sunt tot mai puține. Maraton Bucureștiului s-a anulat câteva ore înainte. L-au anulat. Deci și eu, Via Maria Terezia, am fost nevoit să o anulez din cauza că se adună foarte multă lume și ne bucurăm că eu mă bucur personal că Tomiță și-a luat inima în dinți și ține acest concurs fain. Tomiță, organizatorul cursei, este parapantistul Toma Coconea, care se pregătește acum pentru a participa anul viitor la 10-a ediție aniversară a concursului din Alpi. Chiar în zilele astea când l-am curățat, am vrut să văd dacă în ghilimele, dacă am îmbătrânit pentru a 10-a ediție care urmează la anul, dar se pare că sunt, nu batele scaunul, dar sunt într-un timp așa bun, adică în primii 20, să zic așa. La finalul cursei, toți concurenții au primit premii și diplome de participare. Cei care caută oază de liniște în aceste zile răcoroase de toamnă pot alege să meargă în Munții Apuseni. Spectacolul naturii este fascinant în culorile ruginii care îndeamnă la visare. Peșterile, cascadele sau lacurile completează perfect o drumeție de neuitat în această zonă. După un drum de aproape 100 de kilometri, din Alba Iulia am ajuns în creierii Munților Apuseni, la Gârda de Sus. Aici, în Țara Moților, descoperim o lume plină de apă și verdeață. Peșterile săpate în stânci sau câmpurile pline cu flori de toamnă te lasă fără suflare. Iar când dai nas în nas cu localnicii, parcă ai ajuns în alte timpuri. Pe vremuri era folosit ca telefon.
Ne anunțam unul la celălalt când aveam de lucru, să lucrăm, să facem ceva. De aici să ajungeam în cealaltă deal. Cum folosim de plăcere? Eu, de exemplu, de plăcere folosesc. Mai când la turiști, mai când că mi-e drag. Lăsând căile și peșterile în urmă, mergem spre Poiana Călineasa, pe un drum îngust, dar asfaltat. La cota 1300, în Poiană, găsim lăcașul de vară al moților. Casele din lemn, răsfirate pe munte, sunt desprinse parcă din povești. E o zonă în care poți să-ți încarci bateriile, să te relaxezi. E o zonă propice pentru așa ceva, departe de agitația orașului. Ce priveliștea și imaginea și totul din povești. Ne continuăm călătoria și la câțiva kilometri de Gârda de Sus, după un drum de 10 minute prin pădure, oprim la Izbucul Tăuz. Nici nu aveai cum să nu te oprești din drum să admiri lacul albastru verzui de la poalele versantului abrupt. Aceste meleaguri sunt parcă numai bune de fotografiat și de păstrat în suflet. Îmi place foarte mult, deci natura e splendidă, deci puține locuri ca asta și pe o parte unic, pentru că rămase în, cum să zice, în timpul lor. Încă sunt cereri pentru că în Apuseni încă se poate face drumeție. Vin foarte mulți turiști pentru peisajul de toamnă. Dacă alegeți să vă cazați în cabanele din lemn, veți trăi o experiență 100% autentică. Cabana este construită după o tehnică canadiană. Fiecare buștean este decupat și copiază curbura bușteanului de jos. Multe dintre pensiuni au deja rezervări pentru sărbătorile de iarnă. În această perioadă plină de restricții și nesiguranță, e nevoie mai mult ca oricând de solidaritate și ajutor. Au înțeles asta tot mai mulți oameni care se arată dispuși să-i ajute pe cei din jurul lor. Oferă mese calde sau distribuie cumpărături la domiciliu, fac meditații online cu elevii sau terapie cu persoanele vulnerabile. O serie de proiecte sunt menite să sprijine comunitățile defavorizate. Bravo! 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 Am ajuns la 26! Într-o astfel de atmosferă, Beatrice susține un curs de teatru online pentru mai mulți tineri din centrele de plasament. Este voluntară al asociației Ajungem Mari, ce susține educația celor din medii defavorizate. Copiii sunt ajutați la teme, inclusiv prin meditații individuale. Fac pregătire pentru evaluarea națională cu o fată de la Codlea. Anul trecut am făcut cu un băiat, deci în principiu lucrez cu copii care sunt în clasa 7-8. Au avut mult de suferit copiii instituționalizați cu școala online când ei nu aveau dispozitive destule să se conecteze fiecare la orele lui și atunci au mult de recuperat, iar voluntarii sunt cei care vin cu răbdare și mereu cu noi metode cât mai atractive, vin să le explice ce nu au înțeles. De la liceeni, profesori, IT-iști, freelanceri sau pensionari sunt sute de voluntari dispuși să le transmită celor tineri cunoștințele și pasiunile lor. Cei interesați se pot înscrie până pe 18 octombrie. Până acum au fost susținuți peste 2400 de copii din centrele de plasament din București și 24 de județe. Este foarte important în această perioadă să avem interacțiune cu ei din exterior, pentru că, așa cum spuneam, ei sunt poate de două ori mai izolați ca noi și mai distanțați social, erau și înainte. Și acum ar fi foarte, foarte bine pentru ei să vină oameni mai mulți, să fim alături de ei, chiar așa online. Situațiile cele mai grave pentru noi acum sunt în Buzău, în Vrancea, în Constanța, în Sibiu, în Arad. Aici am avea nevoie de mult mai mulți voluntari. Un exemplu frumos de implicare vine din Timișoara, unde voluntarii au strâns fonduri și au ajutat spitalele să fie dotate, astfel încât să trateze pacienții COVID în stare gravă. Acum, alte 16 organizații non-guvernamentale din oraș merg cu mâncare în casele oamenilor care au rămas fără un loc de muncă din cauza pandemiei. Ne-am canalizat energiile spre sprijinul oamenilor care au rămas fără joburi și care aveau de întreținut copii, în a le aduce mâncare și alimente de bază. În ultimele luni, asociațiile de profil vorbesc despre o creștere alarmantă de cazuri de familii aflate în situații limită. Gândiți-vă că sunt peste 1 milion de copii afectați de sărăcie și, din păcate, autoritățile române au rămas în urmă la capitolul strategii pentru combaterea acestui fenomen. Așa că stă în puterea noastră să schimbăm în bine comunitatea din care facem parte. Florentina Bălășoiu, ProTV. Accident în această după-amiază între două mijloace de transport în comun din capitală. 4 persoane au fost rănite după ce 2 tramvaie s-au ciocnit în zona Răzoare, șoseaua Progresul. Răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului. 3 dintre ei au fost transportați la spital, iar unul a refuzat internarea.
Potrivit anchetatorilor, cele două tramvaie se aflau pe același sens de deplasare în momentul în care s-au ciocnit. Unul s-a oprit în stație, iar celălalt nu a frânat la timp, arată primele date. Au intervenit rapid două autospeciale SMURT și o ambulanță. Poliția face verificări și urmează să stabilească exact din ce cauză s-a produs accidentul. Cei care au idei de afaceri pe care vor să le dezvolte cu puțin ajutor pot veni în Imperiul Leilor. Au început înscrierile pentru noul sezon al emisiunii, iar proiectele prezentate au șanse reale de a se transforma din vis în realitate. Rămasă pe drumuri și cu un copil mic de crescut, Simona a început singură afacerea cu prăjituri tradiționale și congelate printr-o tehnică specială. Primii bani i-a primit de la preotul care îi era duhovnic. Astăzi, prăjiturile ei se vând în 5 țări și le propune leilor să o ajute să-și extindă cofetăriile. L-am început cu gândul la fiica mea, care este plecată în străinătate de foarte mulți ani, a studiat acolo și trebuia să-i trimit prăjituri. Am găsit modalitatea simplă de a le congela înainte. Și Andrei, arhitect de meserie, a venit cu încredere la înscrieri cu ideea unor spații neconvenționale de lucru. Practic, un mobilier care poate fi desfăcut și refăcut în diverse forme, astfel încât să poți schimba ori de câte ori vrei interiorul fără costuri suplimentare. Este un concept care alătură mai multe piese, module, care se pot asambla și reasambla în funcție de nevoia ta imediată. Închipuiesc cum ar fi să ai un restaurant care în fiecare zi să schimbe învățișare. Trebuie să creadă în afacerea lor sau în ideea lor. Trebuie să fie pregătiți și cu un business plan, care să includă atât viziune cât și cifre concrete. E liber la creativitate din acest punct de vedere. Cine e convins că ideea sa de afacere are succes garantat, poate găsi toate detaliile despre înscrieri pe imperiulleilor.protv.ro. Acesta este Imperiul Leilor. Locul unde se negociază succesul. Pentru prima dată, Franța a depășit pragul de 20.000 de cazuri de infectare cu coronavirus în 24 de ore. Și de la o zi la alta, Cehia a înregistrat un sal de peste 3.000 de noi infectări. Peste ocean, Statele Unite a raportat ieri cele mai multe noi contaminări din ultimele două luni, peste 58.000. Cehia are cele mai multe cazuri de infectare cu coronavirus din Uniunea Europeană pe cap de locuitor și bate record după record. Aseară au fost înregistrate peste 8.600 de teste pozitive în 24 de ore, cu peste 3.000 mai multe decât bilanțul zilei de joi. După două zile consecutive în care a trecut de 18.000 de noi cazuri de coronavirus, Franța a înregistrat peste 20.300 în 24 de ore, conform bilanțului anunțat aseară de Agenția Națională de Sănătate Publică. La Madrid sunt controale peste controale, după ce guvernul a impus starea de alertă sanitară. 7.000 de polițiști verifică dacă locuitorii capitalei spaniole respectă restricțiile impuse de guvern, trecând peste autoritățile locale, pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Peste 40% dintre toate paturile de la terapie intensivă din regiunea metropolitană a Madridului sunt destinate tratării bolnavilor de COVID și nu prea mai sunt locuri. Pues es muy larga, más o menos entre 25-30 días mínimo. Tenemos un paciente que se fue de 48 años, que llegó, empezó, creo que fue el día 11 de agosto. Rata infectării în două săptămâni pentru regiunea Madridului rămâne alarmantă, 563 de cazuri de coronavirus la 100.000 de locuitori. Asta înseamnă mai mult decât dublul mediei naționale pentru Spania și de 5 ori decât rata medie de infectare în Uniunea Europeană. I feel really good, I feel very strong. Right now I'm medication free. I'm not taking any medication. În primul interviu după ce s-a îmbolnăvit de COVID, președintele Trump a spus că a făcut mai multe teste pentru coronavirus, ultimul ieri. Nu a spus clar dacă rezultatul a fost negativ. I've been retested and I know I'm at either the bottom of the scale or free. They test every couple of days, I guess, but it's really at a level now that's been great to see it disappear. Astăzi, când, potrivit medicilor săi, au trecut 10 zile de când a fost diagnosticat cu COVID, Trump se va adresa din balconul Casei Albe unui grup numeros de susținători. Toți cei care vor veni trebuie să poarte măști, li se va controla temperatura și li se recomandă să stea la distanță unii de alții, precizează comunicatul președinției. Însă au fost invitate 2.000 de persoane, iar luni Trump va ține un meeting electoral în Florida. Principalul expert epidemiolog din Statele Unite, doctorul Anthony Fauci, a dezaprobat ceremonia de la Casa Albă de luna trecută, prilejuită denumirea unei judecătoare la Curtea Supremă, care a devenit un focar de răspândire a coronavirusului. The data speak for themselves. We had a super spreader event in the White House and it was in a situation where people were crowded together and were not wearing masks. Cel puțin 11 persoane care au participat la evenimentul din 26 septembrie s-au infectat, inclusiv președintele Trump.
Scene incredibile au fost filmate în Marea Britanie. Un bărbat a fost cât pe ce să fie călcat de un tren. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum individul forțează trecerea printre cele două bariere, reușește să se strecoare printre ele și pleacă liniștit mai departe. Culmea e că s-a uitat în direcția din care venea trenul, dar și-a continuat drumul. Doar o secundă a lipsit pentru ca omul să ajungă sub roți. Nu e clar ce căuta pe calea ferată. Presa locală sugerează că se afla sub influența alcoolului sau a drogurilor. Stella McCartney mizează pe moda sustenabilă. Într-un decor de verde crud, designerul și-a prezentat noile creații vestimentare pentru primăvară-vară 2021. Manechinele au defilat într-o grădină, decor perfect pentru ținutele pline de culoare. Atât creațiile vestimentare, cât și accesoriile au fost realizate în proporție de 50% din materiale reciclabile.